Înainte să citesc din carte, aș vrea să vă întreb dacă are cineva idee ce ediție de Biblie este aceasta. Dacă era Bebe Popa aici, el știa. Asta e ediția Nea Petrică Gheorghe. Este Biblia pe care a tipărit-o el pagină cu pagină, a legat-o impecabil, nemaipomenit, și mi-a dăruit-o personal. Nu pentru că nu aveam Biblie, ci ca să-mi arate două lucruri. Cât prețuiește el Biblia de mult, cuvânt cu cuvânt, și să mă învețe să o prețuiesc și eu la fel cu el. Și o păstrez la noi acasă. Nu știu dacă ați ascultat un cântec al lui Steve Green. I was not supposed to be here. Ați ascultat cântecul ăsta? Adică, normal n-ar trebui să fiu aici, așa se numește cântecul acesta. Normal n-ar trebui să fiu aici. Normal era să fie altfel. Dar mulțumim lui Dumnezeu. Această expresie, I'm not supposed to be here, sunt cuvintele lui Petru, pe care le-a spus el în casa lui Cornelius. Când s-a dus acolo și a început predica, i-a spus, normal, n-ar trebui să fiu aici, știi că legea noastră nu dă voie să unul ca mine să vin la neamuri și așa mai departe. Normal, n-ar trebui să fiu aici, dar uite, Dumnezeu m-a pus într-o situație anormală și așa că sunt aici. Și când frații l-au judecat pentru faptul că a mers și a predicat la neamuri, explicația lui a fost simplă. Cine eram eu să mă împotrivesc vedeniei dumnezeiești care mi-a spus mergeți? Cine eram eu? Adică prin ecou sună, dar voi cine sunteți să puneți sub semnul întrebării decretul lui Dumnezeu? În această seară o să avem o scurtă incursiune în cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea mea nu este alta decât, Doamne, deschide-ne mintea ca să putem pricepe Scriptura. Dacă Dumnezeu nu deschide mintea, nu putem înțelege nimic. Biblia este în egală măsură inspirată în scriere, cum este inspirată în citire. Cine a inspirat scrierea Bibliei, acela inspiră citirea și înțelegerea Bibliei, adică Duhul Sfânt. Altfel nu se întâmplă nimic. Este o simplă grămadă de maculatură dacă Duhul lui Dumnezeu nu traduce, nu transferă sufletului nostru aceste valori. Tema din seara aceasta se intitulează Desculți. Dar nu este romanul lui Zaharia Stancu în 1948 la publicarea. Nu este romanul acesta, nici despre Darie nu-i vorba. Ci prin harul lui Dumnezeu este ceva cu mult mai însemnat, care are legătură cu viața fiecăruia dintre noi. Simplu spus, doar acela care vine desculț în prezența lui Dumnezeu, pleacă din prezența lui Dumnezeu binecuvântat. Acela care refuză să scoată încălțămintea din picioare, rămâne cu ea. Și învățând cuvântul acesta în seara aceasta, avem prilejul să descoperim calea pe care Evanghelia ne poate fi de cel mai înalt folos nouă. Pentru că odată a fost multă lume în jurul lui Isus, s-a auzit din cer glasul clar al lui Dumnezeu și unora li s-a părut că a atunat. Același glas, aceleași cuvinte, aceeași pronunțare a lui Dumnezeu, pentru unii a fost simplu tunet. Doar dacă scoatem încălțămintea din picioare în sufletul nostru, când ne apropiem de Dumnezeu, doar atunci nu ni se va pare un tunet, ci vom discerne glasul lui Dumnezeu, care a spus cu privire la numele Său, L-am proslăvit și Îl voi mai proslăvi. Așa că mergem în Exod, capitolul 3, și de aici vom citi începând de la versetul 1. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc.
Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Urmăriți acum trei indicative ale celui care era focul din mijlocul rugului. Cel din tâi a fost îngerul Domnului, s-a arătat în rug, versetul 4. Al doilea este Domnul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Și al treilea este Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit lui, i-a l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Dumnezeu i-a zis: nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai, pe care calci, este un pământ sfânt. Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Am remarcat aceste trei nume pe care le poartă focul care ardea în rug și care nu se mistuia. Rugul care nu se mistuia. Trei nume mari: Îngerul Domnului și Domnul și Dumnezeu. Toate trei sunt despre cel care era rugul și focul din rug. Totodată. Dar lecția cea mai importantă pe care trebuie să o învățăm în această seară, și dacă prindem acest lucru, suntem binecuvântați. Lecția cea mai însemnată este următoarea. Un petec de pământ de deșert, cu scorpioni, cu vipere, cu mărăcini, cu tot ce este deșertul, un petec de pământ de felul acesta, care e parte dintr-o imensitate numită deșert, un petec de pământ ca acesta pe care a pus Dumnezeu piciorul se numește loc sfânt. Cum se traduce lucrul acesta? Se traduce așa: indiferent care ar fi viața ta, poți să fii un petec de deșert, poți să ai scorpioni în suflet împotriva la toată lumea, sau vipere care mușcă, sau mărăcini, nimeni nu se apropie de tine. Și poți să fii un petec de deșert. În clipa în care Dumnezeu este primit în locul acesta și a călcat acolo, ființa aceasta de toate devine loc sfânt. Câtă vreme rămâne locul acela loc sfânt? Câtă vreme prezența lui Dumnezeu este acolo. Cum este numit corpul nostru în Biblie? Și este templul Duhului Sfânt sau nu? Da și nu. Este dacă Duhul Sfânt locuiește acolo. Și nu este templul Duhului Sfânt dacă Duhul Sfânt nu locuiește acolo. Scrie cartea Apocalipsei că ceea ce era altădată templul lui Dumnezeu a devenit o locuință a demonilor și a oricărei păsări necurate. Adică prezența lui Dumnezeu e cea care transformă lucrul comun, nesfânt, în ceva sfânt. Aceasta poate fi viața ta chiar în seara aceasta. Nu trebuie să te manifeste aici. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că în momentul în care ai deschis sufletul, indiferent cine ești, ce scrie în raportul vieții tale, indiferent ce scrie în ziar despre tine, în clipa în care a călcat Dumnezeu, a pus piciorul peste locul acesta, el a devenit un loc sfânt. Acesta era mesajul pe care Domnul vrea să-l comunice lui Moise. Și aș vrea să urmărim un pas mai departe. Semnul prin care Dumnezeu îi atrage atenția lui Moise era probabil un eveniment comun în deșert, că mai ardeau tufișuri pe acolo, se aprindeau de căldură, dar se și consumau una, două. De această dată este ceva cu totul diferit. Focul este Duhul Sfânt. Tufișul acesta este lăstarul uscat din Isaia 53. El a ieșit ca un lăstar uscat, dar este plin de focul Duhului Sfânt. Și nu se mistuia.
Când vede Moise așa ceva, am să mă întorc să văd ce înseamnă această priveliște minunată. De ce nu se mistuie rugul acesta? Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. Dacă te auzi tu strigat într-o mulțime mare de oameni, într-un oraș străin, să zicem, sau rând, într-o țară, undeva, dacă se auzi numele strigat, s-ar carse, uite, e cineva care te cunoaște. Faptul că l-a numit și i-a spus numele, i-a transmis lui: tu ești o carte deschisă pentru mine. Eu știu totul despre tine. Nu e nimic surprinzător în viața ta cu care să apar tu înaintea lui Dumnezeu. Moise, Moise, iată-mă, nu te apropia de locul acesta. Păi era destul de aproape. Dar ispita demonică te poate împinge să mergi mai aproape decât trebuie. După ce am primit noi credința, noi nu mai, probabil pentru cei mai mulți oameni, furatul, desfrâul, hoțiile, nenorocirile nu mai reprezintă o ispită, nici nu astfel de cuvinte, nici cuvinte urâte nu vă trec prin minte, dar poate fi o ispită pentru cineva să meargă prea aproape, demonic de aproape. Știți cum a intrat păcatul în lume? Cu o explicație despre Dumnezeu. Pe aripa unei explicații despre Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu, despre intențiile lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu. Și Biblia spune: cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu? Cine este șarpele ăsta care vorbește despre gândurile lui Dumnezeu, intențiile lui Dumnezeu? Știți de ce v-a spus așa? Pentru că, să vedeți, cine este? Așa a intrat păcatul în lume. Și Moise are tendința să meargă mai aproape decât trebuie. Sunt lucruri descoperite în care suntem invitați: apropiați-vă, apropiați-vă de Dumnezeu, nu stați departe. Și sunt lucruri nedescoperite nouă, unde ni se spune: nu merge mai aproape de aici. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun de neînțelegi. E o limită peste care nu trebuie să treci. Și în clipa aceea, Moise nu înaintează, ci se oprește. Îndată ce vezi pe cineva care are explicații despre Dumnezeu pe care numai Dumnezeu ar trebui să le aibă. N-a cunoscut nimeni gândul lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. În clipa aceea poți să știi că stai lângă cineva care este ispitit să meargă mai aproape decât trebuie. Căruia Dumnezeu i-a spus: nu merge mai aproape de aici, nu trece drumul, hotarul acesta. Apropierea aceasta de Dumnezeu peste hotarul ăsta nu mai este o binecuvântare, e un blestem, nu trece de locul ăsta. Asta e limita peste care... Știți că pomul cunoștinței binelui și răului a fost un lucru bun. Da sau nu? Tăcerea voastră e un răspuns. Păi, stați puțin, da sau nu? Pomul cunoștinței binelui și răului a fost un lucru bun sau rău? Păi nu l-a binecuvântat Dumnezeu, n-a spus că e bun foarte. Ce era acesta? Păi nu era altceva decât frontiera dintre viață și moarte și ți-a spus ție: uite, nu treci peste semaforul ăsta. Până aici e frontiera vieții, când ai trecut de aici încolo, cât de mult prețuiești tu un semn de circulație în care vezi distanțe sau vezi când să te oprești la stop sau vezi când să pornești și așa mai departe. Acesta era pomul cunoștinței binelui și răului. El nu vorbea despre limitele lui Dumnezeu, el vorbea despre limitele noastre și a spus: peste asta tu nu treci, dacă treci de aici. Și cineva a venit și a invitat pe om să treacă dincolo. Nu te apropia mai mult de locul acesta. Chiar în conferința în care slujesc acum sunt dezbateri foarte puternice pe seama Trinității. Sunt oameni care intră... Voi cum vă simțiți când cineva intră în casa voastră, în lipsa voastră? Acum m-a sunat un prieten și mi-a spus, zice: știi ceva ce mi-au spus părinții? Mi-au spart casa în România. Și mi-a venit să leșim, mi-a venit rău, n-au ce să ia de acolo. Dar ideea că ți-a spart casa.
Sunt oameni care sparg casa lui Dumnezeu, intră pe fereastră. Vin și dau explicații pe care Dumnezeu nu le-a dat niciodată, nici nu le-a cerut vreodată de la vreun om, și care aparțin exclusiv lui Dumnezeu. Ei spun cum este Dumnezeu, ce gândește Dumnezeu, ce intenții are, ce planuri are, să vezi ce a zis unul, să Dumnezeu s-a gândit așa și pe dincolo. Omul acesta nu este un propovăduitor, ci este un spărgător. Este hoț. A furat ceea ce nu-i aparține din casa lui Dumnezeu. Nu e nimic real în furătura aceasta, pentru că Mântuitorul spune nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea unui pionier al credinței, Cottrell. El a trăit și a încheiat viața aici, în Ucaipa, nu departe de noi. El a spus așa, în Biblie sunt tot felul de vederi și de direcții care se intersectează. Cum trăiesc eu? Uite cum. Acolo unde îmi spune că Fiul lui Dumnezeu este dinainte de timp, El a creat timpul, prin El au fost create secolele, veacurile, Evrei, capitolul 1. Când îmi spune lucrul acesta că El este înainte de eternitate, când îmi spune că planul lui Dumnezeu a fost făcut înainte de veșnicii, eu cred lucrul acesta. Când îmi spune că El este Fiul lui Dumnezeu, cred lucrul ăsta. Când îmi spune că eu și Tatăl una suntem, cred lucrul acesta. Când Tatăl îmi spune că Fiul va primi cinste așa cum primește Tatăl, nu calc nicio lege a lui Dumnezeu dacă ascult de Dumnezeu. Să cinstească pe Fiul așa cum cinstește pe Tatăl. Dar ca să trec mai departe de aici, nu. Este, e un exemplu elocvent. În aceste vremuri ale noastre, ispita unor oameni ai credinței va fi aceea de a trece frontiera aceasta. Nu merge mai departe de acolo de unde bunul Dumnezeu ți s-a descoperit, de unde ai văzut lumina și de unde El însuși ți-a spus că deja ești pe un loc sfânt. Locul acesta, nu e nevoie să te duci mai încolo de aici ca să fii, ești pe un loc sfânt. Scoate încălțămintea din picioare. Distanța între ceea ce gândim noi despre lucruri, adevărul care gândim noi și adevărul adevărat, distanța aceasta e foarte mare. Dar am găsit săptămâna asta, cheamă Linda Eleanor, un scurt meditație, un scurt pasaj. Ceea ce tu percepi sau observațiile tale, simțămintele tale, interpretările tale, toate sunt adevăr, adevărul tău. Your truth. Dar scrie mai departe, adevărul tău este foarte important, totuși, adevărul tău nu este adevărul adevărat sau adevărul etern. Doar El are tot adevărul, doar El este adevărul. Era o tânără, a pierdut familia și atât a suferit intensitatea cu care suferă neamul ei și aproape și-a pierdut mintea. Cumva, nu știu cum, a pus cineva pe telefon în timp ce predicam undeva și ea a văzut telefonul, a văzut acolo. Tatăl ei spune, te rog, vino, roagă-te și pentru fata noastră. Zic, mă și rog pentru ea, dar vreau să o văd, vreau să stau de vreo. Nu, că nu vorbește cu nimeni, nu iese, de 6 ani nu i-a ieșit dintr-o cameră, nu putea să, nu iese cu nimeni. Nu, zic, eu vreau să vin în casă și o să stau în sufragerie acolo și dacă bunul Dumnezeu o trimite acolo, să știi că vine. Iar dacă nu vine, nu trebuie să vină. De când zic, eu o să vin acolo. Și am mers în sufragerie acolo și a venit, nu mai vedea, era aproape o arbă, după 6 ani de izolare într-o singură cameră, în întuneric de obicei, abia au condus-o de mâine, așa a stat acolo. Uite, fratele Nicu e pe la noi, spunea mamă sa și-o mângâia așa și după aceea s-au retras părinții și a rămas numai eu cu dânsa. Și se ținea așa, ținea mâna sub barbă continuu. Și m-a întrebat-o, zic, de ce țin mână? El nu știa că nu e nimic. Ce ții? Și ea îmi spune, zice, capul meu curge și este într-o pungă de plastic. Acum și eu țin așa mână și dacă iau mâna de aici, îmi curge capul în jos. Și ea de 6 ani ținuse mâna așa. Și eu am spus, zic, că ceea ce mi-ai spus tu este adevărat pentru tine.
ești singurul om care a recunoscut că e adevărat lucrul ăsta. Nici nimeni nu vrea să creadă. E adevărat pentru tine? Auzi, am avut o prietenă, zic, aici, lângă Târgoviște, și a avut un accident în agricultură și ei au tăiat un picior. Și ce crezi că mi-a spus într-o zi? Deci eram în sala de operație și anestezia nu a prins și când mi-a tăiat piciorul, am simțit tot cum mi-a tăiat, cum a tăiat cu ferăstrăul, am auzit când a trântit piciorul jos pe podea. Tot știu și după aia am plecat cu o sandă într-un picior și cu o sandă într-o plasă și cu cârji am ieșit afară din spital și am mers. Și îi povesteam ei și a participat deja la... Era în sala de operație cu mine acolo și urmăream lucrul ăsta. Și zic, știi ce mi-a spus acum într-o zi? Mi-a spus că o doare degetul mare de la piciorul ăsta tăiat, o doare de moare, zici că mi-a dat cu ciocanul peste el, așa mă doare degetul mare. Dar care degetul mare? Că nu mai era nici piciorul, nu vorbim de degetul mare. Vezi, zic, uite, lucrul ăsta era adevărat pentru ea, dar nu era adevărat în sine. Sau nu era adevărul adevărat. Și atunci, după o clipă, a lăsat mâna jos și am stat de vorba altfel. În final, a cerut familiei ei, spune-le, tu, mi-a spus mie să spun familiei ei, spune tu acestor oameni să se poarte cu mine cum te-ai purtat tu cu mine. Și m-am întors către familia lor foarte largă și zic, uite, vă spun ceva. Dacă nu vă purtați cu fata asta cum am purtat eu cu ea, când viu la anul aici, vă omor pe toți, zic. Au izbucnit în râs și a izbucnit și ea în râs, iar mama s-a izbucnit în plâns. Zice, nu a râs de 6 ani, frate, n-a râs niciodată, uite de ce se întâmplă aici. Un lucru poate să fie adevărat. Cineva poate să vorbească cu convingere. O convingere fanatică, cineva poate să meargă la moarte pe baza convingerii. Dar atenție! Felul cum vezi tu lucrul e adevărul tău, dar nu este adevărul adevărat. Adevărul adevărat îl deține Dumnezeu. Cu cât mai mare este ignoranța în acest domeniu, cu atât mai mare este dogmatismul oamenilor. Impun, nu e singurul adevăr, este acela pe care îl văd eu. Toată lumea trebuie să vadă ca mine, toată lumea trebuie să știe ca mine. Nu este altfel, nu există. Scoate încălțămintea din picioare când stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu veni cu prejudecăți la Dumnezeu. Ci scoate încălțămintea ca să ai contact cu realitatea. Aș vrea să citesc ceva dintr-o scrisoare 253. Fratele meu, când ești ispitit să vorbești despre Dumnezeu, unde e El acum, sau cum e El, ce face El, adu-ți aminte că în punctul acesta, tăcerea este elocvență. Scoate încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care stai este un loc sfânt și acolo tu unde așezi picioarele tale nesfințite și fără grijă, acesta este un loc sfânt. Când ești ispitit să explorezi teritorii despre Dumnezeu unde nu te-a chemat Dumnezeu să explorezi. În timpul studiilor am luat o întrebare simplă de tot, dar care arde ca focul. Ori de câte ori deschideam gura sau spuneam ceva, de unde ai luat chestia asta? Și trebuia să spun imediat de unde am luat-o, cine, ce fel de autoritate este acolo. Când ești ispitit să vorbești despre Dumnezeu, unde e acum, ce face, ce grege, ce intenție are, adu-ți aminte și take off, ia-ți, scoate-ți încălțămintea din picioare. Faptul că Dumnezeu a spus lui Moise să scoate încălțămintea din picioare era un examen pregătitor cu privire la chemarea lui. Nu putea să meargă să devine eliberatorul lui Israel un om care îndrăznea să stea încălțat. Încălțat cu ideile lui, încălțat cu vederile și problemele lui în fața lui Dumnezeu. El trebuia să treacă acest examen înainte de oricare altul și apoi celelalte veneau de la sine.
Sunt convins că și noi avem rugăciuni, luptăm cu Dumnezeu. Ceea ce ni se cere este reverența aceasta în apropierea noastră de Dumnezeu. Scoate încălțămintea din picioare când faci lucrul acesta. Locul pe care stai este sfânt, include Sfânta Scriptură. Noi numim cartea Sfânta Scriptură. Dar această carte, pentru tine, nu este sfântă decât dacă vorbește despre el. Scripturile vorbesc despre mine. În momentul în care Scriptura este folosită pentru altceva, o pui în slujba ta ca să demonstrezi că tu ai dreptate și că poți să stai încălțat pe baza unor lucruri pe care le iei din Biblie, în clipa aceea, cuvântul lui Dumnezeu nu mai este Sfânta Scriptură. E doar Scriptură. Casa aceea, templul acela, a fost templul lui Dumnezeu datorită prezenței lui Dumnezeu acolo. Când prezența lui Dumnezeu n-a mai fost acolo, Mântuitorul a spus, zice, aceasta este o peșteră de tâlhar, nu mai este, pentru că ea nu era sfântă în sine, ci era sfântă datorită descoperirii prezenței lui Dumnezeu acolo. Sabatul este ziua sfântă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o de la origine. Dar rămâne sfântă pentru tine atâta timp cât Domnul Sabatului domnește în Sabatul Domnului. Când Domnul Sabatului nu mai este acolo, ci a devenit orice altceva, atunci e Sabatul vostru. E casa voastră. E calea voastră. Scoate încălțămintea din picioare înseamnă fi tu însuți. Nu va tulburat ideea aceasta că Iisus a blestemat smochinul. Mereu auzim lucrul acesta. El care mi-a spus mie nu blestema, ci binecuvintează. Cine te vorbește de rău, roagă-te pentru el, binecuvintează pe cine te prigonește. Cum să blesteme Iisus? Dar blestemul a fost real, pentru că pomul s-a uscat. Pare și nejustificat dacă e vorba că blestemul a fost legat că nu avea roade, cum spun unii oameni, dacă nu aveți roade, fraților, vă blestemă Dumnezeu. Dar ce vine să aibă un smochin când nu este vremea smochinelor? Nu. Era legat de altceva. Iisus nu blestemă pe nimeni. El nu a rostit niciun cuvânt de ocară împotriva diavolului. Nu există așa ceva la el. Dar Iisus a spus următorul lucru. A avea frunze și nu roade se traduce prin cuvântul fals. Și a spus falsul în viață este un blestem. Și blestemul acesta duce la uscare și la moarte. Aceasta a fost simpla descriere pe care a arătat-o Mântuitorul. Lecția pe care aveau să o învețe ucenicii acolo era că mărturia frunzelor trebuie să fie expresia roadelor și nu trebuie să fie arătarea în afară. De aceea, lângă rug, i-a spus Domnului Moise, fii tu însuți și scoate încălțămintea din picioare. Trăim într-o vreme când bate orice vânt de învățătură. Inima noastră trebuie să fie acordată pe frecvența cerului. Noi nu depindem de informațiile pe care le-am avut până astăzi, în măsura în care depindem de prezența lui Dumnezeu. Dacă încerci să-i dai ceva, ne poate ea să uită la mamă sau să vadă, e bine să iau asta sau nu e bine să fac lucrul ăsta. Conștiința noastră trebuie să învețe să se îndrepte spre Dumnezeu ca acul magnetic spre pol, în fața oricăror fel de lucruri care sunt astăzi mii de drumuri, cum a spus poetul Burtescu, mii de drumuri care încotro se duc dintre toate ce cărare să apuc. Păi, dintre toate ce cărare să apuci, urechile tale vor auzi după tine, iată cărarea dintre toate spaghetele acestea încrucișate și intersectate acolo. Iată drumul, mergi pe el. Iată cărarea. Știu câte ceva despre slava lui Dumnezeu. Acesta este manuscrisul 13. Știu câte ceva despre slava lui Dumnezeu și despre viața viitoare. Dar odată o soră îmi scrie și îmi cere dacă
n-aș vrea eu să-i spun ei ceva despre cetatea lui Dumnezeu, ceva care să fie dincolo de ce e scris în Biblie. Ceva mai departe, mai adânc, mai distant, dincolo de ceea ce este în Biblie. Further than we have in the Word. Să fie dincolo de Scriptură. Ea mi-a cerut dacă nu aș putea chiar să desenez ceva, să fac planul cetății acestea, să îi arăt cam cum arată. I-am scris că lucru pe care am să îl spun este următorul. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai, cuvântul, este sfânt. A încercat să mergi dincolo de cuvânt, lucrul acesta. Spune mai departe. Nu, i-am spus. Nu poți să-ți închipui, nu poți să-ți imaginezi. Limba martirului nu poate să înceapă să descrie slava vieții viitoare, dar îți voi spune ceea ce poți să faci. Iată ce poți să faci. Poți să alergi înainte spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Poți să mori față de eul tău. Poți să cauți să crești spre desăvârșirea caracterului creștin în Hristos Iisus. Aceasta e lucrarea noastră. Dar când oamenii încep să amestece cuvântul lui Dumnezeu, le spun tuturor acestora, trageți-vă mâinile de acolo, căci ei nu știu ce fac cu aceasta. Uza a întins mâna, iar alții își bagă nasul acolo unde n-ar trebui să discute niciodată. Să păstrăm întotdeauna această sfântă reverență față de Dumnezeu. Să-i cerem Lui întotdeauna, Doamne, pregătește-mă Tu pe mine pentru întâlnirea mea cu Tine. N-are cine să te pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu decât Dumnezeu. Numai El îți poate pregăti mintea, sufletul, gândurile, toate lucrurile acestea. Apoi, după ce i-a spus, scoate încălțămintea din picioare, apoi i-a zis. Apoi a adăugat. Stați că vreau să marcăm chiar cuvântul acesta. Și a adăugat. Deci, atenție, e vorba de ceva care a spus el și ceva care a adăugat. Și știți ce a adăugat însuși numele său? Și a spus, este atât de înfricoșător lucrul acesta, a te apropia de Dumnezeu din capul tău, încât numele lui Dumnezeu nu mai are pentru tine semnificația pe care ar trebui să o aibă când te apropii în felul acesta. Și a spus, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Atunci Moise și-a ascuns fața, că era teamă să privească la Dumnezeu. Iubiții mei, aș dori să rămânem în locul acesta și să ducem cu noi acasă câteva lucruri simple și importante. Dumnezeu vrea să ți se descopere. Nu predicatorului, nu bisericii, nu prorocului, nu marelui inspirat sau iluminat, chiar ție. El știe să se descopere unui copil numit Samuel și știe să se descopere unui om în vârstă. El știe să facă lucrul acesta. El vrea să ți se descopere ție. Odată ce se întâmplă lucrul acesta, El dorește ca tu să pleci de acolo binecuvântat și nu altfel. Harul lui Dumnezeu peste făptura noastră este însăși descoperirea Domnului Hristos. El vrea ca prin descoperirea Lui să transforme deșertul și pustiul din viața ta sau din familia ta sau din lucrarea ta sau din sufletul tău. Dumnezeu vrea să transforme lucrul acesta într-un loc sfânt. Și acolo unde este El, acolo lucrul acesta este sfânt. Dumnezeu să ne dea întotdeauna harul acesta și să ne ajute ca acela în care am crezut să fie într-o zi uimirea și uluirea ochilor noștri. Ce am crezut o viață întreagă, ce am sperat o viață întreagă, acum am ajuns să privim. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.